Alege comportamente sănătoase. Resurse educaționale pentru clasa 5-a la disciplina consiliere și dezvoltare personală. Ce înțelegem prin comportamente sănătoase? Acestea sunt activități pe care le desfășori pentru a preveni bolile, adică ce faci pentru a nu te îmbolnăvi, pentru a-ți menține sănătatea sau a o recâștiga. Aceste comportamente se referă la alimentația sănătoasă, ce alimente consumi și câte mese ai pe zi, activități de mișcare, exercițiul fizic sau practicarea unui sport, program de odihnă adecvat, la vârsta ta e recomandat să dormi 9 sau 10 ore pe noapte, sau comportamente de prevenire, cum ar fi plimbări în aer liber, limitarea timpului petrecut în fața calculatorului vizite medicale regulate, utilizarea centurii de siguranță. Astăzi îți vei aminti cum poți alege comportamentele sănătoase cu privire la alimentația ta. E bine să știi că vei putea opri prezentarea de câte ori va fi nevoie pentru a realiza sarcinile propuse. Îți amintești de copiii din resursa Un Like pentru Sănătate? Dacă nu îi cunoști, te invit să urmărești și această resursă. Ei vin astăzi cu câteva propuneri foarte drăguțe pentru tine. Ești curios? Hai să vedem împreună! Pentru început, Irina îți spune că e necesar ca elevii prezenți la această activitate să fie împărțiți în grupe. Mihai îți sugerează cum să faci acest lucru. Fiecare va rosti în ordine un număr de la 1 la 4. Astfel veți forma 4 grupe. Un reprezentant din fiecare grupă își va pregăti o foaie și un instrument de scris. În cadranul aferent numărului fiecarei grupe apar cuvinte pe care Irina și Mihai le-au amestecat, iar fiecare grupă trebuie să le așeze astfel încât să obțină un proverb. Reprezentantul grupei notează proverbul, apoi îl va prezenta în fața clasei. Cei doi copii: au notat proverbele. Acestea au fost și cele pe care le-au obținut grupele din clasa ta? Ce alte proverbe despre sănătate mai cunoști? Acum, tot pe grupe, te rog să-i ajuți pe Ionuț și Ana să identifice care dintre comportamentele lor sunt bune, sănătoase și care sunt nefavorabile pentru sănătatea oricărei persoane. Fiecare grupă poate realiza un tabel asemănător cu acesta, iar apoi să identifice care dintre comportamentele prezentate de cei doi copii pot fi trecute în prima, respectiv în a doua coloană. Grupa care a obținut această clasificare a identificat corect comportamentele. Se poate observa că atât Ana cât și Ionuț manifestă comportamente din ambele categorii. Ajute pe cei doi copii, sugerându-le ce ar putea face de azi înainte cu privire la aceste comportamente nefavorabile sănătății. De exemplu, pentru cel notat pe primul rând, în timpul săptămânii nu iau micul dejun. Cunoscând importanța acestei mese pentru fiecare persoană, faptul că micul dejun ne asigură energie pentru a putea să desfășurăm activitățile, pentru a ne concentra la școală, ai putea să-i sugerezi lui Onuț că ar fi de dorit să se trezească cu 15 minute mai devreme pentru a avea timp să ia micul dejun. Găsește sugestii potrivite și pentru celelalte comportamente și împărtășește-le celorlalte grupe. Iată ce am găsit eu. Acum, Crina te invită la o sarcină individuală. Ea îți spune să identifici trei comportamente nefavorabile sănătății în ceea ce privește alimentația ta și să stabilești ceea ce vei face începând chiar de azi, notând în caiet comportamente care te vor ajuta să-ți păstrezi sănătatea și să nu te îmbolnăvești. La final, prezintă colegilor tăi ce ai notat. Poate îți vor oferi și ei alte sugestii. Este recomandat să alegi zilnic comportamente care te ajută să-ți menții sănătatea.